Vă salut cu pacea Domnului și vă spun un bun venit într-o nouă călătorie în lumea minunată a Bibliei. Avem cu toții Biblia ca să putem urmări împreună cu Sara textele pe care le va citi din ea. Un templu pentru Dumnezeu. Textul de memorat îl găsim în 1 Cronici, capitolul 29 cu versetul 14. Că ce sunt eu și ce este poporul meu, ca să putem să-ți aducem darul de bunăvoie? Totul vine de la tine și din mâna ta primim ce-ți aducem. David domnise 40 de ani. Atât de multe se întâmplaseră din ziua în care a fost chemat la oi și a fost uns de Samuel. Probabil că uneori s-a gândit la uriașul Goliat, la Ionatan și Saul și la toate situațiile în care Dumnezeu și-a ținut promisiunea de a-i purta de grijă. Acum îmbătrânea. Dumnezeu spusese că fiul lui David, Solomon, avea să fie următorul împărat, dar Adonia, al patrulea fiu al lui Dumnezeu, care era mai tare decât Solomon, a crezut că el trebuia să fie următorul împărat. Sara, te rog frumos, citește 1 împărat, capitolul 1 cu versetul 5 și 6. Adonia, fiul Haiței, s-a sumețit până acolo încât a zis: eu voi fi împărat. Și și-a pregătit care și călăreți și 50 de oameni care alergau înaintea lui. Tatăl său nu-l mustrează niciodată în viața lui, zicând: pentru ce faci așa? Adonia, de astfel, era foarte frumos la chip și se născuse după Absalom. Prorocul Natan s-a grăbit să-i spună lui David că Adonia sărbătorea ca și cum era deja împărat. Haideți să citim împreună cu Sara versetele 24 la 27. Când a zis: împărate, domnul meu, oare tu ai zis: Adonia va împărăți după mine și va ședea pe scaunul meu de domnie? Că cel s-a pogărât astăzi, a tăiat boi, viței grași și oi în mare număr și a poftit pe toți fiii împăratului, pe căpetenilor oștirilor și pe preotul Abiatar. Și ei mănâncă și beau înaintea lui și zic: trăiască împăratul Adonia! Dar nu m-au poftit nici pe mine, care sunt un rob al tău, nici pe preotul Tzadok, nici pe Benaia, fiul lui Jehoia, nici pe robul tău, Solomon. Oare din porunca domnul meu împăratul are loc lucrul acesta și fără să fi făcut cunoscut robului tău, cine are să se suie pe scaunul de domnie al împăratul domnului meu după el? Din nou, David și-a dat seama că nu fusese suficient de strict cu fiul lui. Adonia știa că Dumnezeu îl alesese pe Solomon să urmeze la tron, dar el dorea să fie împărat, așa că a ales să nu asculte de planul lui Dumnezeu. David le-a spus lui Tzadok și Natan să îl ungă pe Solomon ca împărat și să facă anunțul. I-au ascultat porunca de îndată și apoi ce-au făcut cei care le erau loiali lui David și Solomon? Sara, continuă să citești versetele 39 și 40. Preotul Tzadok a luat cornul cu un de lemn din cort și a uns pe Solomon. A sunat din trâmbițe, tot poporul a zis: trăiască împăratul Solomon. Tot poporul s-a suit după el și poporul cânta din fluier și se desfăța cu mare bucurie. Se clătina pământul de strigătele lor. Mai târziu, Adonia și-a pierdut viața, după cum prezisese Dumnezeu. 4 din fiii lui David au murit. Gândește-te! Ascultare, neascultare. Care din ele aduce fericire? Tu ce încerci să pui în practică? David își dorise foarte mult să construiască un templu frumos în care să poată fi dus chivotul legământului și unde să se strângă oamenii la închinare. Dar prin Natan Dumnezeu i-a spus nu. Fiul său Solomon fusese ales să construiască templul. Deși David nu a putut construi templul, Dumnezeu l-a ajutat să facă planuri pentru fiecare parte din templu. Haideți să citim împreună cu Sara 1 Cronici, capitolul 28 cu versetul 19. De acestea a zis David:
Toate lucrurile izvodului acestuia mi le-au făcut cunoscut Domnul însemnându-le în scris cu mâna lui. De asemenea, David a strâns materialele de care avea Solomon. Haideți să continuăm să citim capitolul 22 cu versetele 5 la și 14. David zicea, fiul meu Solomon este tânăr și plăpând și casa care va fi zidită Domnului trebuie să fie de mare faimă și slavă în toate țările. De aceea vreau să-i pregătesc cele de trebuință pentru zidirea ei. Și David a făcut mari pregătiri înainte de moarte. Iată, prin străduințele mele, am pregătit pentru casa Domnului 100.000 de talanți de aur, 1.000.000 de talanți de argint și o mulțime de aramă și de fier, care nu se poate cântări, căci este foarte mult. Am pregătit de asemenea lemne și pietre și vrei a adăugat și tu. Acum, Solomon era împărat. David a dat planurile de la templu și a spus exact ce trebuia să facă. De asemenea, i-a reamintit că templul trebuia să-i dea slavă lui Dumnezeu, nu lui însuși. Haideți să citim capitolul 29 cu versetul 1. Te rog frumos, Sara. Împăratul David a zis întregii adunării, fiul meu, Solomon, singurul pe care l-am ales, Dumnezeu este tânăr și plăpând și lucrarea este însemnată căci casa aceasta nu este pentru un om, ci este pentru Domnul Dumnezeu. David știa că urma să moară și că lui Solomon îi se va face dor de el. El i-a reamintit lui Solomon că Dumnezeu avea să îi fie tată dacă alegea să îl asculte și să îi se supună lui. Sara, te rog frumos, citește 1 Cronici, capitolul 28, cu versetul 6 și 7. El mi-a zis, fiul tău, Solomon, îmi va zidi casa și curțile, căci l-am ales ca fiu al meu și voi fi tată. Îl voi întări împărăția pe veci, dacă se va ține ca astăzi de împlinirea poruncilor și rânduielilor mele. Ce făgăduință minunată! Doar un singur lucru ar fi putut schimba situația. Și anume, Solomon să aleagă să nu se supună lui Dumnezeu și să dea ascultare lui Satana. Sara, citește, te rog, versetul 9. Fiule Solomoane, cunoaște pe Dumnezeul tatălui tău și slujește-l cu toată inima și cu un suflet binevoitor, căci Domnul cercetează toate inimile și pretunde toate chipurile și toate gândurile. Dacă îl vei căuta, se va lăsa găsit de tine, dar dacă îl vei părăsi, te va lepăda și el pe veci. Când s-a uitat la planurile de la templu și s-a gândit la responsabilitățile mari pe care le va prelua după moartea tatălui său, probabil că Solomon s-a întrebat dacă va putea fi un împărat bun. Tatăl lui i-a reamintit că nu avea de ce să se teamă atâta timp cât se încredea în Dumnezeu. David învățase că atunci când te încrezi și asculți de Dumnezeu, nu ai de ce să te temi. Haideți să citim împreună cu Sara versetul 20. David a zis fiului său Solomon, întărește-te, îmbărbătează-te și lucrează, nu te teme și nu te spăminta, căci Domnul Dumnezeul meu va fi cu tine. El nu te va lăsa, nici nu te va părăsi până se va izbăvi de toată lucrarea pentru slujba casei Domnului. Gândește-te! Știi că atunci când alegi să fii fericit și ascultător, deja înveți să faci lucruri importante pentru Dumnezeu? A greșit David vreodată? Fără îndoială! David era om la fel ca tine. A făcut greșeli și a luat niște decizii foarte rele. Dar, deși Dumnezeu știa că de multe ori nu era cel mai înțelept să pună capăt consecințelor alegerilor greșite, ale lui David, el niciodată nu l-a părăsit. De fapt, Dumnezeu chiar a spus că David era un om pe placul lui. Sara, citește, te rog, Faptele Apostolilor, capitolul 13 cu versetul 22. Apoi l-a înlăturat și l-a ridicat pe împărat pe David, despre care a mărturisit astfel. Am găsit pe David, fiul lui Iese, om după inima mea care va împlini toate voile mele.
De ce a putut Dumnezeu să afirme acest lucru? Cu siguranță nu pentru că David era desăvârșit, dar deși nu era desăvârșit de fiecare dată când își dădea seama că greșise, întotdeauna îi părea cu adevărat rău. Niciodată nu a încercat să se scuze. El întotdeauna i-a spus lui Dumnezeu și le-a mărturisit celorlalți că ceea ce făcuse era greșit. Întotdeauna i-a cerut lui Dumnezeu să îl ierte. Îi plăcea lui Dumnezeu să vadă consecințele negative? Cu siguranță că nu. Haideți să citim Ieremia, capitolul 29, cu versetul 11. Eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul. Gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Dumnezeu ne-a dat cele 10 porunci pentru că El dorește ca noi să fim fericiți și feriți de atacurile lui Satana. Satana încearcă să ne păcălească, să nu ascultăm și Dumnezeu știe că neascultarea față de poruncile Lui are un final nefericit. S-a plâns David atunci când Dumnezeu a știut că era mai bine să permită consecințele faptelor lui? Nu. Dumnezeu era întotdeauna bucuros să ierte și dorește ca noi să continuăm să ne încredem în El chiar și atunci când îngăduie consecințele asupra noastră. El știe ce este cel mai bine pentru noi și pentru ceilalți. Gândește-te! Când facem greșeli și alegeri rele și când Satana ne ispitește să renunțăm, crezi că ar trebui să ne amintim de David? De ce este mai bine să permitem consecințelor să ne desfășoare în viața noastră? David a fost împărat 40 de ani înainte de moartea sa. Deși lăsase totul pregătit pentru ca fiul lui să urmeze la împărăție, Solomon știa că are nevoie de ajutor special. Dumnezeu dorea să îl ajute. De unde știa Solomon acest lucru, Sara? Citește, te rog, 2 Cronici, capitolul 1, cu versetul 7. În timpul nopții, Dumnezeu s-a arătat lui Solomon și i-a zis: cere ce vrei să-ți dau. Tu ce ai spune dacă Dumnezeu ți-ar pune aceeași întrebare? Înainte de a citi răspunsul lui Solomon, spune tu, ce ți-ai dorit cel mai mult? Acum, haide să citim împreună cu Sara ce a cerut Solomon. Versetele 8 la 10. Solomon a răspuns lui Dumnezeu: tu ai arătat o mare bunăvoință tatălui meu David și m-ai pus să domnesc în locul lui. Acum, Doamne Dumnezeule, împlinește făgăduința ta făcută tatălui meu David, fiindcă m-ai pus să domnesc peste un popor mare la număr ca pulberea pământului. Dă-mi dar înțelepciune și pricepere ca să știu cum să mă port în fruntea acestui popor, căci cine ar putea să judece pe poporul tău, pe poporul acesta atât de mare? Se aseamănă răspunsul tău cu cel al lui Solomon. Crezi că el a răspuns corect? Ce părere a avut Dumnezeu despre acest lucru? Haideți să continuăm împreună cu Sara versetele 11 și 12. Dumnezeu a zis lui Solomon: fiindcă dorința aceasta este în inima ta, fiindcă nu cer nici bogății, nici averi, nici slavă, nici moarte vrăjmașilor tăi, nici chiar o viață lungă, ci cer pentru tine înțelepciune și pricepere ca să judești pe poporul meu, peste care te-am pus să domnești, înțelepciunea și priceperea îți sunt date. Îți voi da pe deasupra bogății, averi și slavă cum n-a mai avut niciodată niciun împărat înainte ta și cum nici nu mai avea după tine. Și a ținut Dumnezeu făgăduința de a-i da înțelepciune lui Solomon. Haideți să citim 1 Împărați, capitolul 4, cu versetele 30, 32 la 34. Înțelepciunea lui Solomon întrecea înțelepciunea tuturor fiilor zăritului și toată înțelepciunea egiptenilor. A rostit 3.000 de pilde și a alcătuit 1.005 cântări. A vorbit despre copaci de la drumul din Liban până la isopodul care își creștea pe zid. A vorbit de asemenea despre dobitocele, despre păsări, despre târătoare și despre pești. Veneau oameni din toate popoarele ca să asculte înțelepciunea lui Solomon din partea tuturor împăraților pământului care auziseră vorbindu-se de înțelepciunea lui. Dar făgăduința lui de a-i da bogății. Haideți să citim 2 Cronici, capitolul 1, cu versetul 15.
l-a făcut argintul și aurul tot atât de obișnuite la Ierusalim, ca pietrele și cedrii tot atât de obișnuiți ca sicromorii care cresc în câmpie. Gândește-te, ce fel de lucruri își doresc oamenii? Numește câteva. Indiferent câți bani ar avea un om, niciodată nu vor fi suficienți pentru a obține toate lucrurile pe care ar vrea să le aibă și care să îl facă fericit. Lucrurile îi fac pe oameni fericiți? O, nu! Când obțin lucrurile despre care cred că îi vor face fericiți, oamenii descoperă că, de fapt, nu sunt foarte fericiți. Așa că încearcă să obțină mai multe lucruri. Ei nu știu că ascultă de minciunile lui Satana și că niciodată nu vor putea fi fericiți în acest fel. Din moment ce adevărata fericire nu o poți cumpăra de la magazin, cum o poți obține? Cum arată oamenii cu adevărat fericiți? A fost Iisus fericit când a fost copil? În ultimii ani ai domniei lui David și în timp ce Solomon era împărat, vrăjmașii Israelului nu mai luptau împotriva lor. Acesta era un moment oportun ca Solomon să construiască frumosul templu. Astăzi îl numim Templul lui Solomon, dar de fapt era Templul lui Dumnezeu, nu-i așa? Era spre slava lui Dumnezeu, nu a lui Solomon. Înainte de a muri, David a trudit din greu ca să strângă multe din lucrurile care știa că îi vor fi necesare lui Solomon. De asemenea, el a renunțat la o mare parte din bogățiile lui. La fel a făcut și poporul, dar nu pentru că au fost obligați, ci pentru că așa au vrut. Haideți să citim 1 Cronici, capitolul 29, cu versetul 2, 3, 9 și 16. Te rog frumos, Sara, citește! Solomon a poruncit întregul Israel, căpetenilor peste mii și sute de judecători mai marilor întregul Israel, căpetenilor caselor părintești, și Solomon s-a dus cu toată adunarea la înălțime de la Gabaon. Acolo se afla cortul întâlnirii lui Dumnezeu făcut în pustie de Moise, robul Domnului. Dar acum, Doamne, Dumnezeu ne împlinește făgăduința ta făcută tatălui meu David, fiindcă m-ai pus să domnesc peste un popor mare la număr ca pulverea pământului. Solomon își aducea cai din Egipt, o cetate de negustori a împăratului. Se ducea și luau încete pe un preț de hotărât. Când se construiește o clădire, ce fel de sunete auzim? Ce ai fi auzit dacă ai fi fost acolo și ai fi privit în timp ce templul era construit? Haideți să citim 1 Împărați, capitolul 6, cu versetul 7. Când s-a zidit casa, s-au întrebuințat pietre cioplite, gata înainte de a fi aduse acolo, așa că nici șocan, nici secure, nici o uneltă de fer nu s-a auzit în casa în timpul zidirii. Îți poți imagina acest lucru? Modelul era atât de perfect încât totul putea fi făcut ca să se potrivească exact înainte de a fi adus la templu. În liniște și cu reverență, fiecare parte a fost pusă la locul ei. Probabil că lucrătorii știau că Dumnezeu și îngerii vegheau asupra lor. Vechiul templu, unde fusese ținut chivotul legământului, atât de mult timp era frumos și în interior. Dar exteriorul era foarte simplu. Noul templu era cu totul diferit. Nu era frumos doar pe interior, ci și pe exterior. Mii de oameni au lucrat la el. Când lucrările au fost încheiate, construcția era foarte frumoasă. Preoții, plini de reverență, au pus mobilierul sacru în sfânta. Au adus chivotul legământului din cortul în care îl pusese David și l-au așezat sub aripile a doi îngeri înalți, auriți, care se aflau deja în Sfânta Sfintelor. Acest înger privea tot timpul în jos spre chivot și spre cei doi îngeri auriți mai mici de pe capacul lui, de parcă îl păzeau. Gândește-te! Indiferent dacă locul în care ne adunăm pentru închinare este simplu sau elegant, nu ar trebui să ne amintim că acel loc este pentru a-L onora pe Dumnezeu? Nu ar trebui să păstrăm curățenia și să îl facem mai atrăgător chiar decât casele noastre? Ce crezi? A fost nevoie de 7 ani ca templul să fie finalizat.
acum era gata și era pregătit pentru ceremonia specială de dedicare lui Dumnezeu. Solomon a ales o dată din septembrie, deoarece recolta era gata atunci și toți puteau fi prezenți. Pe lângă israeliți, mai erau și alți oameni speciali din alte țări îmbrăcați în costumele lor bogate. Niciunul dintre ei nu a mai văzut sau a mai auzit ceva la fel de măreț ca cele văzute în timpul ceremoniei de dedicare. Grupurile de preoți de oameni slujeau pe rând la vechiul templu în fiecare lună, dar la sfințirea noului templu au participat cu toții îmbrăcați în haine albe curate. Marele preot purta frumoasa lui haină specială. Muzica era uimitoare. 120 de preoți suflau din trâmbițe, coruri de cântăreți răspundeau ca un ecou. Se cânta la tot felul de instrumente. Apoi a venit momentul special când toate corurile au cântat un cântec împreună și toate instrumentele muzicale au cântat în același timp. Care erau versurile cântării și ce s-a întâmplat în timp ce cântau? Te rog frumos, Sara, citește-ne capitolul 5 cu versetele 13 și 14 din 2 Cronici. Cei ce sunau din trâmbițe și cei ce cântau, uitându-se într-un glas ca să mărească și să laude pe Domnul, au sunat din trâmbițe, chimbale și celelalte instrumente și au mărit pe Domnul. Prin aceste cuvinte, căci este bun, căci cântarea lui ține în veci. În clipa aceea, numele casa lui Domnului s-a umplut cu nor. Preoții nu au putut să mai stea acolo ca să facă slujba din pricina norului, căci slava Domnului umpluse casa lui Dumnezeu. Îți poți imagina cât de entuziasmați erau cu toții? Solomon, care stătea pe un podium special în curtea templului, era foarte fericit în timp ce asculta și privea ce se întâmplă. El știa că și Dumnezeu era mulțumit. Acum sosise momentul pentru rugăciunea de consacrare a templului. În fața lui Solomon era noul altar frumos, cu jertfa deja pe el, gata să fie arsă. Toți ascultau tăcuți, în timp ce el a îngenunchiat și a înălțat o rugăciune frumoasă, lăudându-l pe Dumnezeu și cerându-i să binecuvinteze și să își păzească poporul pentru totdeauna. Ce s-a întâmplat când a terminat rugăciunea? Haideți să vedem, citind 2 Cronici, capitolul 7, cu versetele 1 la 3. Când și-a isprăvit Solomon rugăciunea, s-a pogorât foc din cer și a mistuit arderea de tot și jertfele și slava Domnului a umplut casa. Preoții nu puteau să intre în casa Domnului, căci slava Domnului umpluse casa Domnului. Toți copiii lui Israel au văzut pogorându-se focul și slava Domnului peste casă. Ei și-au plecat fața la pământ, pe pardoseară s-au închinat și au lăudat pe Domnul zicând: căci este bun, căci îndurarea lui ține în viață. În timp ce oamenii se întorceau la casele lor, cu toții știau că nu vor uita acea zi. Gândește-te, dorește Dumnezeu să fie prezent în locul în care ne închinăm, la fel cum a fost prezent în frumoasul templu? Ce putem face noi pentru ca El să fie acolo? Fiți binecuvântați! Domnul cu voi!